Fostul inspector șef al ISU Hunedoara, Viorel Demean, s-a împușcat accidental în zona toracelui cu un pistol pe care îl deține legal, în timp ce se afla în locuința sa din Deva. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Municipal Deva pentru acordarea îngrijirilor medicale. Polițiștii au fost sesizați în această dimineață, în jurul orei 10 și 30 de minute, prin apelul de urgență 112, de către o femeie cu privire la faptul că soțul acesteia s-ar fi împușcat accidental cu pistolul pe care îl deține legal în zona toracelui, în timp ce se afla la locuința acesteia din municipiul Deva. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical în stare stabilă și transportat la Spitalul Municipal din Deva pentru acordarea îngrijirilor medicale. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor și continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.